La Tamitru l-am adus aici, la pădure, la casa din pădure. Ne-am întâlnit la aici, la magazin. Și l-am adus aici, aici, tata Mitru. Cu ce vorbesc acum? Acum pun, fac video, tata Mitre. A? Acum vorbesc eu singur. Au loc să treacă. Cred că dacă nu merg mai în față. Azi că au loc. Doamne, îți mulțumesc. Ia uitați ce frumos. Are râu aproape. Stai, tata Mitre, că dăm bicicleta jos imediat. În mijlocul pădurii, tata Mitru stă aici, vară, iarnă, mai coboară după alimente, că mai are treabă, dar restul-i numai aici la aer curat, la sănătate curată. Pe drumul ăla în sus am și eu pământ. Trebuie să treci prin apă ca să ajungi la el. Ia-i. O da frunza, e verde, totul e frumos. E de vis aici la tata Mitru. E de vis aici la Metale. Bicicleta. Podul lui tata Mitru. Aici a fost pod mare. A venit apa cu lemne multe și l-a dărâmat. Ce, băi? E necăzut, el a rămas afară, pe el era închis, că pătatul pe mine. Da. Acum ceasta, o să fac. Mașinăria asta e depus? Ei, a fost desemănat. Desemănat? Numai să facă urmă. Numai să facă urmă? Da. Să zicem de unde e pus. Sigur. Ei, da, 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 da. Că nu a fost aici, am pus cumva. Da. Cu corocul, dacă e călun, a venit. Mă, tate, nu mai tot pe gire. Tata Mitre, câți ani aveți? 76. Să ne arătați moșia, să vadă oamenii ce gospodare ești, Metale. Imediat o să filmez grădina, numai să bag bicicleta. Pui. Unde pun bicicleta? Înăuntru? Hai, da, pe-a. Pui, că am rupet stresatul. Ia uite aici ce frumos are tata Mitru. În ce dată suntem azi? 10 aprilie? 11. 11. 11 aprilie. Și solar. Solar. Pune tata Mitru și acolo. Hai da, mă. Hai da. I-am lăsat mâncare aici, uite că nu mă uite. I-am dat pe tapită de dimineață și... Sunt sătui. Nu știu că pot să-mi spun de ce ești rău. O bagi înăuntru bicicleta de tot? Las sau numai aici? Bagi după aia, lasă-o așa. Da. Uite să-mi scot cheia asta, am pus-o aici. Uite, de vis. Are tata Mitru și o mașinărie de făcut pentru miei și pentru pui. Bagă boabele. Și la manivelă. I-am făcut o probă, tata Mitru. Merge, merge. Ia dați Metale, că nu prea se vede când. Să vedem cum iese.
Da, ceasul. Bună, faină. Pentru puii mai cu seamă, de la un neamț. La un neamț, da. Truții. Lucruri faine, de calitate erau înainte, acum... Și că au fost dus să se arunce la perveche. Păi da, 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 da. Vă zic truții, ce asta? O arunc. Păi dă-o mie. Am pus crumpei acum cu o mașinărie de aia veche, eu zic că de pe vremea lui Hitler. Dați seama, îi iau mașinărie, acum le aruncă. Și noi abia acum le luăm noi. Vă dați seama cât suntem noi de înapoi? A, păi tatu, tot așa a fost. Dar pe vremea lui Hitler? Că poate nu știe inima cât ce mii de ani de când e lumea. Numai noi de la Hristos în coasă așa să ținem cont, da. Da. Lumea și-a fost lume cum nici. Nu știu nici astăzi cum au putut să rezice și să facă și să... Piramidele și multe altele. Da, așa. Aveți dreptate, tata mea. Uite aici are... Și noi aveam cu păuni. Ai și vreo doi mâți. Așa avem și noi, avem vreo nouă și noi n-avem pe mama lor, vin din veșini. N-are mama câine acasă și toți vină la noi. Uite, a făcut tata Mitru și un pic de gard. Frumos. Frumos. Plopu se numește, aparține de comuna Armeniș, foarte frumos. Mă mut aici cu tata Mitru. Mă ia în gazdă. Are și o spărătoare aici, improvizată. Da, mă, fetiță. Da, mă, tată. Da. Moșia lui tata Mitru. O, ce are tata Mitru aici crumpei de anul trecut. Îi mi-a ajung un an aici. Curat, sunt ca soare. Și aici azi de sămânță? Azi de sămânță. O mai aveți de pus, crumpei? În țarină, am spus. Ei, în țarină. Da. Acum n-am mai pus atâta, am fost pus mai mulți. N-am mai pus atâta acum. Tata Mitru e un gospodar aici. Aici atelierul lui tata Mitru. Vezi, asta a avut 85 de litri. Da, 85 de litri. Ăștia de aici or fi pentru scară. Pentru scară. Hai, tata Mitru aici la cozi. Am aduc să scobor două mătă de camera. O, ce aici țăpinul, ați făcut la țăpinie de numai.
Ai tatamitru de toace. Pentru coasă, mânerul. Pile. Bătăcuiu, cum se zice la noi în zonă. O coasă aici în devenire. Mânerul de la ea. Drjala, cum se zice la noi. Și asta? Asta e puraică, tata Mitre. Da, asta are puraică, bă, că ți s-o înflat pe falcă. Băi, și-o bățu, săracă, o fi mușcat-o și-o. Ia uite-ți, pe partea cealaltă. Da. Ha, vezi? O fi înțăpat-o ceva. Nu știu. Ce întâmplare vă avea. Și numai două mai aveți. Mai am și aici una. Și n-aveți iepuroi. Trebuia acum să fie, și? Și nu-i bun iepuroiul. Nu. Păi ce frumos râși. Ăla nu sare de acolo. Închide ușa. Și aici ăsta e curuz. Am încercat-o, mă zic. O criză. Și nu-i bun iepuroniu. Bă, păi ce ochi are? Ochi roșii? Păi la ei la toți așa. Da? Da. Nu știu vângat cu curuzii, vezi? Bă, tata Mitre, trebuie să căutați un mascul ca lumea. Ia bă, că tot am mernat deja, bă, doi murmurit. Poate vreunul din urmăritorii mei, poate au vreun mascul. Cine? Fanii mei care se uită pe YouTube. Na, așa. Așa că dacă aveți vreun mascul, tata Mitru are nevoie de unul. S-a pe tata Mitru și mers spre casă. Ăsta e drumul.
destul de bun. Da, dacă mai vine cineva, nu prea unde să te tragi. Să dau cu spatele, nu virează jeepul. Acolo jos stă datamentul, nu dacă se vede. Bolnav, săracul, doar un picior. Au și bagaj mult. Okay.